frumoasa brunetă a trecut prin clipe grele. Din păcate, tatăl Mihailei Rădulescu, Florin Țiganu, s-a stins din viață în anul 2014 după ce a fost răpus de o boală grea, cancerul. Prin urmare, odată cu plecarea din această lume a părintelui ei, fosta prezentatoare TV a rămas cu un gol imens în suflet, care o afectează până în prezent, ori de câte ori se gândește la cel care i-a dat viață. La circa șapte ani de la moartea tatălui său, Mihaela trăiește o nouă viață alături de partenerul și fiul său la Monaco, iar în prezent se pare că nu o mai leagă multe lucruri de țara natală, care să o facă să se întoarcă cu regularitate. În momentul de față, singurele legături pe care le mai are cu țara în care s-a născut este prin prisma planului profesional. Chiar și acum, Mihaela Rădulescu cu greu își poate stăpâni emoțiile atunci când vine vorba despre tatăl său. Imediat după decesul lui Florin Țiganu, fosta prezentatoare TV și-a luat mama alături de ea în Monaco, pentru a putea trece mai ușor peste pierderea persoanei iubite. Însă, nu cu mult timp în urmă, Marilena Țiganu a hotărât să vină înapoi în România și să-și continue viața alături de prietenele sale.